Bine ați venit la TV Break! Sunt Adrian Barbu și astăzi vorbim despre educația financiară la copii. Pentru a face o schemă foarte simplă, am putea să explicăm unui copil cu banii cash. În loc de 100 de lei pe care i-am promis, îi dăm doar 50, pentru că 50 a luat statul. Iar în momentul în care se duce să cumpere ceva, din cei 50 poate să cumpere doar ceva care valorează 40 de lei, pentru că ceilalți 10 se duc pe TVA. Dar asta e povestea complicată. Povestea simplă este în jocuri. Pentru că da, există jocuri de educație financiară. Can you hold on to your cash until you get paid or will you go broke? Bancomatul este un unicorn care ne dă bani oricând avem nevoie și în cantități nelimitate. Ar fi frumos, nu? Este unul dintre răspunsurile pe care le-a primit Alex Zamfir, creatorul de jocuri de la The Funny Brand. El a lansat jocul Copiii și Banii, un joc concurs pentru copii prin care ei au parte de educație financiară. Bine, nu doar copii, am putea să-l jucăm și noi pentru că, din păcate, în societatea noastră nu toată lumea înțelege cum stă treaba cu banii. Dar haideți să mergem la el să ne explice care e diferența dintre nevoi și dorințe și de ce e bine ca un copil să aibă educație financiară. Unul dintre jocurile pe care le-am creat se numește Copiii și Banii și este un joc de educație financiară pentru copii între 7 și 12 ani. Acum, eu zic că am fost drăguț că l-am pus între 7 și 12 ani, aș fi putut să-l pun între 7 și 99 de ani, la cât de puțin educați financiar mi se pare că suntem noi ca popor, dar am zis ok, să fie 7-12 ca să nu jignesc pe nimeni. Și cred că e un joc necesar și o să postesc imediat și de ce l-am gândit sub formă de joc, pentru că generația actuală de adulți și de părinți în mod particular, deci undeva 30-50 de ani, pentru noi subiectul banului este un subiect tabu. Cred că așa l-am văzut la părinții noștri și l-am dus mai departe. Știi, nu vorbim despre bani, nu le povestim copiilor despre bani și atunci este așa un fel de hașha, știi, nu povestim despre chestia asta. Eu spun că sunt trei subiecte tabu mari și late, banii, sexul și eșecul. Decât să vorbim despre asta, mai bine ne tăiem și e mult mai simplu pentru noi așa. Și pentru că nu vorbim despre bani, avem tot fel de situații amuzante pe care le auzim toți părinții sau ni se întâmplă nouă și le șeruim cu ceilalți pe social media, de genul, tati, mami, vreau și eu să-mi cumpăr o jucărie. Păi îmi pare rău, dar nu avem acum bani. Păi nu avem bani? Nimic, hai să luăm cardul, mergem la bancomat și scoatem bani. Nu asta face bancomatul, ne dă bani, nu? Adică e simplu. Sau hai să mergem să cumpărăm bani, nu e niciun fel de problemă. Sau de curând îmi povestea un prieten care m-a întrebat dacă poate să cumpere și el jocul, că copilor lui se pare că bancomatul e așa un fel de unicorn care pur și simplu doar îți dă bani, știi, și nu contează. Orice dorință ai, trece acolo, tastezi ce sumă ai nevoie și el îți dă acea sumă de bani, pur și simplu, așa ca prin minune. Și atunci, cred că e important, tocmai pentru că este un subiect atât de sensibil pentru noi, ideea unui joc în general, jocul te ajută să ieși din starea de normalitate, să intri într-o lume, să spunem mai degrabă, magică, în care poți să vorbești mai relaxat despre niște lucruri. Și atunci, când poți să vorbești relaxat despre bani, pentru copii mai ales, e mult mai ușor și jocul acesta este construit sub forma unui chestionar, să spunem, în care fiecare cartonaș, în funcție de dificultatea întrebării, obții un număr de puncte și cine face cel mai multe puncte la final câștigă, deci e și această competiție între copii. Și sunt o grămadă de întrebări acolo, de la ce sunt banii, ce formă au banii, care este diferența între o nevoie și o dorință. Acum, cred că dacă luăm 10 oameni aici de pe stradă și întrebăm diferența între o nevoie și o dorință, între 8 și 9 dintre ei nu vor ști să spună chestia asta. Dar, uite, exemplu, o fetiță, chiar astăzi mi-a scris o prietenă, a dat un răspuns foarte, foarte frumos. La această întrebare, care este diferența între o nevoie și o dorință, i-a spus că nevoie este când n-ai nicio pereche de chiloți și umbli în fundul gol, deci îți trebuie o pereche de chiloți, și dorința este când ai 70 de perechi de chiloți și chiar dacă ai încă 60 ceva curate în dulap, tu îți mai dorești și perechea de chiloți cu bulinuță pe care nu o ai. Aia este o dorință. Și mi s-a părut foarte frumos că un copil de, cred că are în jur de 10 ani această fetiță, a putut să explice, pentru că sunt mulți adulți care nu pot să facă această diferență între o nevoie și o dorință. Și pentru că nu știm să facem diferență noi ca adulți între nevoie și o dorință, ajungem să cheltuim banii pe diferite chestii, ca să nu le spun prostii, spunând nouă înșine, băi, am nevoie de chestia asta. Ceea ce, dacă îți permiți să cumperi un lucru, chiar dacă nu ai nevoie de el, e ok. Dar e foarte important să înțelegi că ai niște nevoi care la început trebuie satisfăcute cu banii pe care i-ai și dacă mai ai, după aceea poți să-ți satisfaci și dorințele, dar dacă nu mai ai, hai să satisfacem întâi nevoile, care înseamnă de la cheltuieli curente, chirii, rate și așa mai departe, și apoi trecem la dorințe, care înseamnă orice altceva.
feedback-ul pe care l-am de la părinți vis-a-vis de acest joc este că nu se așteaptă nimeni dintr-o dată să lumineze și cu acest joc să zică wow, ok, suntem niște literați financiari, acum și înțelegem. Dar faptul că se joacă și că la o vârstă fragedă încep să înțeleagă niște lucruri și niște concepte și să vadă că lucrurile funcționează într-un fel și că banii sunt de fapt rezultatul unei activități, unui efort, unei munci, cred că pe termen lung îi ajută. Știi? Și atunci, făcând chestia asta în mod repetat și jucându-se și auzind în stânga și în dreapta și poate mergând și la niște cursuri și stând de vorbă părinții cu ei, cred că lucrurile ajung ușor, ușor să înțeleagă niște lucruri. Mai ales că acum sunt o grămadă de alte instrumente la îndemâna părinților. Genul, poți să-i faci unui copil un card, știi? Și poți să fie ok. Nu mai este mami, tati, vreau niște bani, uite, ai acest card pe care, ok, important să înveți să... cum să folosești cardul și ai niște bani pe card. Când s-au terminat banii pe card, stăm până la următoare când intră următorii bani pe card. Și cred că sunt, în general, cu jocurile The Funny Brand, ceea ce am încercat să creez este să generez niște discuții. Știi că e foarte important ca oamenii în familie, în mod particular, să spunem, cu copiii, să vorbească despre lucruri, oricare ar fi ele. Și atunci cred că asta face și jocul copiii și banii. Dacă te joci cu copiii sau dacă copiii joacă între ei și nu știu niște diferite lucruri, poți să vină la părinți să întrebe diferite termene, diferiți termeni și de aici să pornească niște discuții și eventual părinți să povestească, ok, uite, cum se întâmpla la noi când eram mici, cum când eu îi ceream mamei sau tatei un lucru, nu aveau bani să ne cumpere. Păi de ce nu aveau bani? Păi la. Știi? Adică e doar cel mai important sau cel mai mare beneficiu al acestor jocuri este că te ajută să generezi niște discuții care altfel ți se par complicate. Nu știi de unde să le apuci. Știi? Adică dacă mă duc la un părinte și spune copilul tău despre bani, este cu... Stai că eu nu știu, n-am vorbit în viața mea. Așa dacă spun, uite, joacă-te, discuțiile încep să râzi, să te distrezi, copiii dau răspunsuri simpatice, știi? Și atunci, în această atmosferă mult mai relaxată, poți să ajungi să-ți amintești, uite, wow, ce tare chestia asta, uite, nu m-am gândit niciodată la o nevoie și o dorință. Eu, când eram mic, aveam cea mai mare dorință a mea, era habar n-am ce, știi? Și atunci încep să nască tot felul de discuții interesante și să-i ajuți pe copii să se educe și, în același timp, și pe părinți. Tot prin jocuri încearcă și Banca Națională a României să educe financiar copiii. Educație financiară cu Ana și Radul este disponibil pe site-ul BNRO. Aici avem trei stage-uri, acasă, în parc și la bancă. La nivelul parc observăm că atunci când mergem să ne cumpărăm înghețată, ni se dă restul și nu există posibilitatea de a oferi tips. Poate vrea să ne zică ceva. Tot despre educația financiară a copiilor vom învăța de la un fost învățător care actualmente este director la CSALB. El ne va expune motivele pentru care trebuie să educăm un copil, de ce trebuie să aibă educație financiară, de ce trebuie să înțeleagă că ai nevoie de un fond de urgență și un fond de rezervă și ce sunt acelea și de ce un copil e bine să știe cam cât câștigi tu ca părinte, pentru că așa va înțelege și el că există priorități în viață și există mofturi. Iar mofturile ni le facem poate doar de Crăciun. Educația financiară nu ar trebui sau nu trebuie să aibă limite de vârstă. Niciodată nu este prea devreme să înveți despre bani și despre modul în care aceștia se administrează și se câștigă înainte. Niciodată nu este prea târziu să continui acest proces de învățare. Eu sunt la bază învățător. Primii 8 ani de zile am făcut la catedră și chiar și atunci, la începutul carierei mele, mi-amintesc cu plăcere că discutam cu copiii despre bani, despre modul în care aceștia se câștigă. Și copiii trebuie să știe din capul locului că banii se câștigă greu și trebuie să fie cheltuiți cu cap. Nu ne putem permite să cheltuim mai mult decât avem, decât în măsura în care am reușit să economisim. Prin urmare, copilul trebuie să fie învățat încă de mic să economisească. Și învățam și pe copiii mei și transmitem și acum, atunci când avem ocazia tinerei generații, că banii se câștigă foarte greu prin muncă, și ne referim la banii câștigați prin muncă cinstită, și trebuie să fie cheltuiți conform unor priorități pe care ni le-am stabilit din timp. Evident, un copil, chiar dacă este mic și
modul în care îi te adresezi unui copil mai mic, evident, este diferit față de cel în care te adresezi unui copil deja mai mare. Pentru copiii mici, aspectul ludic, jocurile sunt foarte importante. Prin urmare, așa este. Modul în care îl determini pe copil să înțeleagă, modul în care se câștigă, eu știu, banii și modul în care trebuie să economisească, poate îmbrăca tot acest lucru, poate îmbrăca forma unui joc. Discutam cu copiii și le spuneam despre faptul că trebuie să știe care sunt principalele categorii de cheltuieli pe care le face familia lor. Că este vorba despre plata unor chirii atunci când stau cu chirie, că este vorba despre plata unor rate bancare în momentul în care apartamentul sau casa este cumpărată cu credit de la bancă, că este vorba despre utilitățile pe care trebuie să le plătească, curent electric, apă, energie, mă rog, combustibilul pentru mașină, etc., etc. Că este vorba despre hainele de care au nevoie, că este vorba despre mâncarea de care avem nevoie cu toții zi de zi, toate aceste categorii de cheltuieli trebuie să fie prioritizate și trebuie să fie respectate. Este foarte bine să știm cât câștigăm și copilul trebuie să știe cât câștigă părinții lui, nu este un secret, nu trebuie să fie un secret acest lucru, pentru a ști și cât ne putem întinde, care este plapuma noastră, până unde ne putem întinde. Și copiii trebuie să știe că în afară de aceste categorii de cheltuieli care sunt absolut esențiale pentru viața de zi cu zi a unei familii, trebuie să avem totuși disponibilitatea sau știu eu puterea de a pune deoparte o anumită sumă de bani. De obicei se fac două fonduri, fondul de rezervă și fondul de urgență. Fondul de urgență este, să zicem, dedicat unor întâmplări cu adevărat urgente. Este vorba despre vreo boală care a intervenit, Doamne ferește, sau este vorba despre un accident pe care l-am suferit și trebuie să reparăm ceva, sau știu eu, s-a întâmplat o inundație, etc., etc. Sunt multe întâmplări care pot necesita accesarea acestui fond de urgență. Bani pe care trebuie să-i avem disponibili. Nu înseamnă neapărat și că banii aceia trebuie să fie cash, ținuți undeva la saltea în casă. Nu. Este foarte bine dacă stau într-un cont bancar, dar să știm că acela este un fond, un cont de urgență. Un fond de rezervă poate să fie un fond un pic mai mare și poate să fie, de exemplu, necesar în momentul în care unul dintre părinți sau amândoi, Doamne ferește, își pierd un loc de muncă. Da? Și atunci, în mod normal, trebuie să avem sumele necesare pentru a ne asigura existența familiei, funcționarea în continuare a familiei până ne găsim un alt loc de muncă. Cât de mare trebuie să fie acest fond de rezervă? 2, 3 salarii, 4, 5 salarii, depinde cât ne putem permite să punem. Și evident că nu putem să punem totul deodată, dar trebuie făcut acesta, trebuie exersată această măsură, această economisire încă din frage de pruncie. Trebuie să știe un copil că în momentul în care a vrut o bicicletă, da, nu înseamnă neapărat că acea bicicletă se poate cumpăra imediat. Din păcate, noi să știți că facem o greșeală în momentul în care, chiar permițându-ne, oferim copiilor imediat la prima cerere tot ceea ce își doresc. Copiii își doresc și dacă astăzi și-a dorit o bicicletă, mâine s-ar putea să-și dorească, știu eu, un telefon de ultima generație, de care s-ar putea nici măcar să nu aibă nevoie și să nu știe cum să-l folosească la capacitatea lui tehnică, să zicem, de plină. Prin urmare, copiii trebuie învățați încă de mic și primii dascăli în materie de educație financiară suntem noi părinții. Modul în care ne chivernisim averea, modul în care ne utilizăm, ne folosim banii pe care îi câștigăm, trebuie să fie transparent și copiii trebuie să învețe de la noi obiceiurile bune, evident. Unul dintre obiceiurile bune și de care ei trebuie să știe este acela de a nu ceda unor cumpărături de impuls. Primești o reclamă, ai deja două perechi de Adidas pentru fotbal sau știu de încălțăminte de sport pentru fotbal, dar de culoarea aceea nu o ai și ești tentat să iei și o pereche de Adidas negri sau știu eu sau un training pe care îl mai ai sau eu știu, dar de culoare neagră ca să se asorteze, sunt cheltuieli care s-ar putea să ne facă plăcere într-adevăr, dar produsele respective nu ne sunt de strictă necesitate, nu ne sunt imediat necesare. Nu avem nevoie de ele, este un capriciu. Și trebuie să facem diferența între o cumpărătură făcută dintr-un capriciu și o cumpărătură de care avem cu adevărat nevoie. Nu este rău pentru copii să încerce și este un lucru foarte bun, mai ales pentru copiii care deja au depășit o anumită vârstă, nu neapărat cei din ciclu primar, să spunem,
să știe cum se câștigă banii și sunt diverse activități pe care le pot face aceștia pentru a câștiga bani. Sunt exerciții simple pe care le-au făcut unii copii, au făcut o limonadă și au ieșit cu ea să o vândă în parc sau au făcut niște prăjituri și au ieșit să le vândă în parc. Să vadă cât de greu este, da, tot acest demers de producție, de desfacere până la urmă, evident în condiții de igienă, respectând igiena, dar sunt jocuri pe care știu că le fac inclusiv cu cadrele didactice și care îi învață să câștige bani. Și ulterior se naște și spiritul antreprenorial în felul acesta, pentru că dacă am fost în stare să fac niște prăjituri și să le vând câteva prăjituri sau eu știu câteva tăpi de prăjituri undeva în parc pentru cei care au fost doritori și încurajez pe oameni să cumpere de la copii când văd așa ceva, da? De ce n-aș putea să fac o cofetărie sau de ce n-aș putea să fac eu știu o pizzerie și așa mai departe. Deci, iată, și așa se naște spiritul antreprenorial, iar noi avem carențe mari din acest punct de vedere, nu doar al educației financiare, ci și din această perspectivă a spiritului pe care generația noastră n-a avut cum să-și îl cultive pentru că am fost în perioada comunistă și, mă rog, au fost alte vremuri la vremea respectivă, nu era cultivat în niciun caz spiritul antreprenorial, iar ulterior poate că ne-am, eu știu, blazat sau știu, ne-am mulțumit să fim simpli angajați. Să știe că cel mai bine este să lucrezi pentru tine, da, și să câștigi, să lucrezi eventual cinstit, să lucrezi în mod sigur cinstit, așa, dar să ai satisfacția aceasta în momentul în care faci un efort suplimentar, să știi că este făcut pentru tine și pentru, de ce nu, pentru angajații tăi, pentru cei pe care ai, cu care colaborezi. Până data viitoare, enjoy!